Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit și la Zodia Taur. Haideți să vedem ce vrea să ne spună ceașca de cafea pentru cei din Zodia Taur. Păi, în primul rând, aici la voi, văd că există o confuzie în legătură cu o anumită persoană. Este posibil ca voi să așteptați niște răspunsuri, este posibil ca voi să așteptați o hotărâre și această hotărâre să întârzie. Însă, trebuie să vă gândiți pentru bine ce faceți pe mai departe. De ce? Pentru că un citat spune așa: tăcerea ce vibrează împrejur creează senzația unei prezențe mai pregnant decât o face sunetul. Da? Deci încercați să nu trageți voi concluzii, pentru că nu este cazul. Așteptați ca hotărârea să vină la voi, indiferent sub ce formă, indiferent de hotărârea care va veni, luați-o așa cum vine. De ce? Pentru că indiferent de hotărâre pozitivă sau mai puțin pozitivă, este o hotărâre care vă va schimba viața, vă va schimba, pospune în unele situații chiar destinul. Ideea este că, indiferent de, așa cum am spus, chiar dacă voi veți percepe ca hotărârea care vine să vină într-un sens mai puțin plăcut, acest sens care este acum mai puțin plăcut este spre binele vostru. Pentru că dacă ar fi o hotărâre pozitivă, voi nu ați ști să trageți concluziile pe care trebuie să le trageți în acest moment. Într-adevăr, pentru mare parte dintre voi, această hotărâre este pozitivă. Dar pentru cei care trebuie să trageți niște concluzii, să faceți niște schimbări în viața voastră, aceste hotărâri sunt mai puțin pozitive. Dar aici cred că, așa cum am spus, sunteți în confuzie pentru așteptând hotărârea asta și nu veți ști încotro, nu știți încotro să o luați, pentru că vă gândiți, dacă faceți așa, se întâmplă așa, dacă faceți invers, se întâmplă și iar nu-i bine. Da? Deci mai stați, mai așteptați puțin și mai apoi trageți concluziile necesare. Nu trageți concluzii înainte de a veni și hotărârea din partea cealaltă. Sau o vorbă sau, eu știu, nu știu, un apel telefonic, orice de această natură. Nu trageți concluzii pripite. În altă ordine de idei, dacă vă gândiți să mergeți, să urmăriți o persoană, să vedeți dacă se întâmplă, ce se întâmplă și așa mai departe, din punctul meu de vedere, da, puteți să o faceți, nu se pune problema, că nu vă oprește nimeni, însă aveți grijă doar cum o faceți. De ce? Pentru că, da, unii s-ar putea să aveți surprize plăcute, dar e clar că dacă persoana cealaltă se prinde, că o urmăriți, că nu știu, că nu-i creați acel spațiu de care are nevoie, s-ar putea să vă răspundă într-un sens mai negativ. Și atunci lucrurile să nu fie foarte drăguțe. De ce? Pentru că această persoană chiar se întreabă dacă voi aveți suficientă încredere în el sau în ea în acest moment. Iar aici se pare că voi, nu știu, cred că așa i-ați dat de înțeles acestei persoane din punctul meu de vedere până în acest moment, că nu ați avea încredere în el sau în ea. Iar această persoană în acest moment, cred că chiar asta și face, vă testează dacă aveți sau nu încredere în el sau în ea. Acest test vine acum în luna martie. Acum e clar, depinde doar de voi dacă picați sau nu picați testul. Fiecare în funcție de răbdarea pe care o are. Într-adevăr, când e vorba de iubire, răbdarea nu este una de care să se dea dovadă foarte, foarte mult, dar trebuie să tratați ca atare această circumstanță și această situație, mai ales acolo unde cifra 52 înseamnă ceva pentru voi. Nu știu ce înseamnă pentru fiecare dintre voi
cifra de 52. Poate să fie vârstă, poate să fie an de naștere, poate să fie, nu știu, număr de la casă, poate să fie orice. Bun. E adevărat că o să-mi spuneți acum, mulți dintre voi sau multe dintre voi, am o sensibilitate aparte, sensibilitatea este un dar pentru voi. Într-adevăr, pentru fiecare dintre voi, sensibilitatea voastră înseamnă ceva și, într-adevăr, este un dar pentru fiecare dintre voi, pentru că nu toți simțim la fel, nu toți avem aceeași sensibilitate la anumite evenimente care se întâmplă în viața noastră sau a celor din jurul nostru. Însă, v-am spus, se pare că acum aveți nevoie, în primul rând, în această lună martie, de răbdare, nu doar de să vă gândiți doar la partea de sensibilitate, indiferent sub ce formă este ea. Mai văd aici că o parte dintre voi sunteți la răscruce de drum, sunteți la răscruce de gânduri, nu știți ce să faceți, încotro să o luați. Exact ce spuneam puțin mai devreme, aveți răbdare ca lucrurile să se clarifice și mai apoi luați deciziile corecte pentru voi, nu pentru altcineva, indiferent dacă altor persoane le provocați o supărare, pentru că se vede foarte clar că nu veți putea mulțumi pe toată lumea și, indiferent de decizia pe care o veți lua în această lună martie, multă lume rămâne dezamăgită, între ghilimele. De ce? Pentru că nu durează foarte mult și supărarea le trece. Dar, pe moment, se simt dezamăgiți de voi, se simt ca și cum au investit foarte mult în voi, dar acum au avut foarte multă încredere în voi, iar acum voi ați dezamăgit persoanele respective. Timpul se spune că vindecă orice. În ceea ce ține de persoana iubită, să știți că persoana iubită are o părere foarte bună despre voi. Într-adevăr, mai sunt și, cred că aici vorbim și de gelozia voastră, de posesivitatea voastră, de autocontrolul pe care vreți să-l aveți asupra persoanei și care cumva provoacă diverse discuții în relația voastră. De asta cred că mi-a și ieșit această parte de a voastră de a avea răbdare, pentru că trebuie să dați un pic spațiu persoanei și nu să dețineți controlul în totalitate, nu să în fiecare zi, unde ai fost, ce ai făcut, la ce oră, când, cum, cu cine și așa mai departe, pentru că efectiv obosiți persoana, efectiv persoana se simte copleșită de toate aceste întrebări. Și atunci este posibil chiar, așa cum spuneam, să nu vă răspundă o zi la telefon. Asta nu înseamnă că neapărat se duce cu alte persoane, dar simte nevoia de puțină liniște. Deci aici văd că este vorba de, nu în toate cazurile, într-adevăr, dar sunt cazuri unde copleșiți persoana cu gelozie sau cu întrebări care nu și-au rostul zi de zi. Da, este bine să fiți și geloși, geloase, dar atenție ca această gelozie să fie constructivă, nu destructivă. Pentru că sau poate că voi sunteți în situația în care voi sunteți, de fapt, cealaltă persoană pune presiune pe voi, da? Și vreți cumva să ieșiți din această stare. Nu veți putea ieși din această stare până nu îi demonstrați persoanei respective că, într-adevăr, poate să aibă încredere în voi. Pentru că, în acest moment, persoana cumva simte că nu ați venit cu ceva în plus încât să-i demonstrați că poate avea încredere în voi. Cred că aici ar trebui să aveți o discuție și să vedeți de unde a plecat această neîncredere în voi și cealaltă persoană. Este posibil aici ca în această lună martie unul dintre voi doi să aibă niște probleme de sănătate, iar celălalt să nu răspundă tocmai convenabil la nevoile celui care are probleme de sănătate și poate și de aici această neîncredere sau poate că deja s-a întâmplat acest lucru și de aici să plece această neîncredere. Da? Deci încercați să discutați, încercați să explicați persoanei dacă este cazul de ce ați avut
reacția respectivă în momentul respectiv și clarificați lucrurile. În rest, persoana pot să spun că are o părere destul de bună despre voi, pentru că dacă n-ar avea o părere bună, nu ar mai fi în preajma voastră. Dacă veți avea excursii împreună, da, eu zic că le planificați, dar nu cred că le și faceți, pentru că tot din cauza discuțiilor pe care le aveți cu persoana, cumva le anulați, chiar dacă le anulați în ultimul moment. De încredere în cealaltă persoană, eu zic că încrederea cumva trebuie să fie reciprocă, nu trebuie să fie unul să aibă încredere și celălalt nu. Aici v-am spus, în funcție de discuția voastră, așa veți constata dacă puteți avea sau nu încredere în el sau în ea. Dacă se vede cu cineva, eu nu cred că în acest moment se vede cu cineva, sau cel puțin nu din punct de vedere amoros, da, poate că trage niște concluzii în legătură cu ceea ce se întâmplă în alte relații sau cum vede alte relații și cum își dorește să fie și relația voastră, dar cam atât. Adică nu văd neapărat să se axeze pe o altă persoană în acest moment. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!